cred că aveam vreo 16-17 ani. Am venit, de fapt, de la sine ca o conștientizare că se pierd aceste lucruri și atunci am început să le colectez și să le expun prin regiune, în primul rând, pentru a trezi conștiința oamenilor din această regiune că se pierd aceste valori. Nu numărul pieselor face o colecție valoroasă, ci felul în care colecționezi și felul în care expui lucrurile și felul în care le arăți publicului astfel de piese. Manatul a dat cele mai fastoase costume și cred că a contribuit extraordinar la arta etnografică din Europa. Nicolae Stoica de Hațeg spunea că pentru un conci, o acoperitoare de cap specifică banatului care se folosește la nuntă, se cheltuia o avere, iar după nuntă se dădea pe o nimica toată. Cele din materiale foarte fine întotdeauna s-au păstrat. De exemplu, sunt mătăsurile de sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, foarte fine, sau brocarturi, peste care s-au aplicat broderii fine, frumoase, cu bun gust. Acestea au rezistat. Ele au fost de multe ori integrate în costume la cămăși și poale, țesute din ins și bumbac sau bumbac și cânepă și atunci singura piesă care a rezistat a fost aceea fină, din mătase fină, cu o broderie fină. Celelalte au fost îndepărtate și înlocuite cu următorul tip de costum care a apărut. Au existat întotdeauna mode. Totdeauna de asta avem o evoluție a costumului popular, întotdeauna o să vorbim despre transformările lui de la o perioadă la cealaltă. Niciodată nu o să avem un costum constant, adică ne-am îmbrăcat în 1800 în cânepă și am rămas în 1950 tot în cânepă, nu. Regiunile au evoluat diferit și costumele s-au schimbat diferit. Banatul este așa, ca un balcon suspendat spre Orient și Occident și atunci aici s-au întâlnit foarte multe culturi și foarte mulți emigranți. Întotdeauna ne-am uitat spre Orient-Occident și nu să ne apropiem neapărat de cultura noastră, dar ne-am păstrat-o pe a noastră. Am păstrat costumul bănățean care se compune din cămașă și poale, catrință față-spate, cămașă lungă și pițari sau pantaloni românești, la care s-au adăugat aceste materiale deosebite care nu făceau decât să le înnobileze. Ceea ce vedem noi că se întâmplă astăzi în unele sate din Maramureș s-a întâmplat acum cel puțin 120 de ani în Banat. Aici oamenii erau extraordinar de înstăriți pentru că țăranii stăpâneau brasta. Erau împrăpetăriți, țărani liberi, care își permiteau să cumpere pământ și să își plorească averile. Pământul era foarte bogat, rodnic și atunci obțineau cantități industriale, pot să spun așa, de cereale pe care le valorificau. Bineînțeles, creșteau și mai multe animale pe care le valorificau, iar cu acești bani își permiteau să-și construiască case frumoase și haine frumoase. Le spunea tatăl tău povestea unui preot care a interzis balurile, fiindcă erau foarte scumpe costumele și oamenii cheltuiau foarte mulți bani. Da, liderii comunității, preotul, primarul, au încercat să interzică fetelor să mai apară cu fire metalice, costume confecționate cu fire metalice, și alte materiale foarte scumpe. Iar în cazul în care va apărea o fată îmbrăcată într-un astfel de costum, se va opri jocul și se va încheia toată distracția. De ce? Pentru că erau atât de costisitoare încât îi sărăceau efectiv pe oameni. Într-o delegație a unor preoți veniți în Banat,
O femeie se laudă cu toate pe care le țesea și le broda și preotul rămâne uimit, iar țăranul, tatăl fetelor și soțul femeii care arăta aceste frumuseți, spune să pierde vremea cu lucrul zadarnic aici și tot satul, fie om bogat sau sărac, clipește în aur. Aici, de exemplu, se dădeau 10.000 de metri pătrați contra unui tulbent de bani sau o căpiță de bani. Era purtată doar de mireasă și încă vreo 5-6-7 ani cel mult după căsătorie, la sărbătorile mari, asta însemnând odată de două ori pe an. De exemplu, la nuntă, atunci când mai ales băiatul avea această datorie de a dărui fetei monede foarte multe de argint și de aur, dacă se poate, contribuiau și viitorii socrii, contribuiau și părinții fetei la această zestre, dar în cazul în care băiatul părăsea fata în timpul căsătoriei, fata rămânea cu absolut toate aceste monede, iar băiatul nu mai reușea să se căsătorească cu o fată dintr-o familie atât de bună. Ai descris tu foarte frumos că femeile de aici au fost adevărate artiste. Vreau să-mi spui de ce. Da, bunul gust al culorilor, felul în care combinau toate culorile, în Banat se numește învârstare, adică să combine nuanțele de culori, de la roșu cel mai deschis până la cel mai închis. Vedeți, astăzi toți au acces la toate culorile, de la nuanțele cele mai deschise până la cele mai închise și nu reușesc să creeze astfel de armonii cromatice pe o foaie albă. Toate femeile care au executat astfel de broderii au fost țărâni 100%. Fără nicio educație. Fără niciun fel de educație estetică, fără niciun fel de școală de design. Mă gândesc că totuși era un sistem să descoperi totuși talentul la locul potrivit. La un moment dat, tehnicile de brodat și de țesut au devenit atât de dificile încât au început să se specializeze unele femei pe așa ceva și făceau doar asta. Dar erau țărani. Țărani din mediul rural. Adică, dar ori câștigau? Da, foarte mult câștigau. Câștigau așa de mult că își întrețineau familia cu bărbatul. Toți știm că bănățenii și românii în general nu au avut meserii prea multe. Au fost agricultori și crescători de animale. Și odată ce ai o meserie în mână sau stăpânești un meșteșug, cu siguranță evoluezi altfel din punct de vedere bănesc. Deci, practic, Banatul face această joncțiune extraordinară între România și cultura textilă vest-europeană. Da, asta îmi place să cred. Asta încerc să exprim prin expozițiile pe care le organizez. Ce vrea, de exemplu, să se știe despre tine peste 100 de ani? Așa cum discutăm noi despre femeile care au cusut aceste opere de artă, peste 100 de ani cineva o să găsească informații. Ce vrei să se știe despre tine? Nu mi-aș dori să se știe foarte multe despre mine, însă mi-aș dori să se știe foarte multe despre colecție. Să se știe foarte multe despre textilele bănățene, că sunt frumoase, fastoase și că merită văzute și aplaudate. Întotdeauna au existat mândriile acestea regionale. Transilvania a fost Transilvania, eu sunt din Bucovina, sunt din Bucovina, eu sunt din Banat, sunt din Banat. Toate comunitățile mai sărace care au păstrat aceste tradiții au migrat sau imigrat spre aceste regiuni mult mai evoluate. Toată lumea și-a dorit o evoluție, toată lumea și-a dorit un confort și un costum mai frumos și o haină mai frumoasă.